Astăzi o să discutăm despre cum poți crește piersicile acelea azemoase, gustoase și bio în grădina sau în livada ta. I grow my peaches back in Georgia. Mm -hmm. Începem imediat. Salut, eu sunt Mario și vă urez bun venit la un nou video interesant pe acest canal. O să discutăm despre un ghid complet de creștere. Rămâneți cu mine până la sfârșit, deoarece astăzi o să discutăm despre piersici. Piersica este una dintre fructele mele preferate. Vă recomand tuturor să încercați, dacă aveți spațiu necesar, să plantați câțiva piersici. Nu doar că vei avea o satisfacție foarte mare că ai reușit să crești singur piersicile, dar vor fi și extrem de delicioase. Nu există nimic mai bun decât o piersică crescută în grădina proprie. Sunt mult mai suculente și mult, mult mai delicioase decât orice alte piersici pe care le-ai mâncat vreodată cel puțin în opinia mea. Așadar, cum poți crește aceste piersici? Păi, în primul rând, am văzut foarte mulți oameni care credeau că piersicul are nevoie de o polenizare încrucișată. Într-adevăr, sunt destui de mulți pomi care au nevoie de o polenizare încrucișată, dar din fericire piersicul nu este unul dintre ei. Piersicii, în mare parte, sunt autopolenizatori, adică nu au nevoie de un alt pom în apropiere pentru a poleniza și a atinge potențialul maxim de producție. Deci, poți planta un singur piersic și se va descurca foarte bine. Când plantăm, trebuie să ne asigurăm că avem o groapă suficient de mare pentru pomul nostru. Dacă vreți un video complet despre cum să plantezi un pom fructifer corect, poți să dai click aici sus sau găsești jos în descriere linkul. În general, groapa trebuie să aibă o adâncime de aproximativ două ori și jumătate mai mare decât dimensiunea rădăcinii. Aveți grijă ca solul să fie cât mai afânat posibil și bine drenat. Astfel vei favoriza dezvoltarea rapidă a rădăcinii. Pomul trebuie să fie pregătit și să aibă un sistem radicular bine pus la punct atunci când vine iarna. Rădăcina trebuie să treacă peste acest prim îngheț, deoarece și zaharurile sunt depozitate acolo pe perioada hibernării și vor fi folosite în primăvară. Dacă rădăcina este superficială și rămâne doar aproape de suprafața solului, cel mai probabil aceasta nu va rezista la temperaturile foarte scăzute. Acesta este un aspect foarte important la care trebuie să fiți atenți. Următorul lucru despre care vreau să discutăm este fertilizarea. Dacă ați urmărit videoul despre care am discutat mai devreme, ați văzut deja recomandările mele când vine vorba despre fertilizare. Haideți totuși să vă amintesc câteva lucruri. Când plantăm și în perioada imediat următoare, să zicem 2-3 luni, nu trebuie să fertilizăm foarte mult. Putem fertiliza puțin deasupra solului sau putem să adăugăm compost. Motivul pentru care facem acest lucru este de a încuraja rădăcinile să se dezvolte și să meargă cât mai departe pentru a căuta nutrienți. Dacă pomul are un sistem radicular bun, poți fi sigur că acesta va supraviețui și va produce fructe o perioadă foarte lungă de timp. Dacă adăugăm fertilizant foarte aproape de baza pomului, rădăcina va rămâne aproape și nu vei încuraja dezvoltarea ei. Acesta este un aspect de asemenea foarte important. Acești prim pași vor decide longevitatea pomului tău. În primii ani nu trebuie să ne intereseze producerea de fructe. Trebuie să încurajăm pomul să se dezvolte, să fie sănătos și ulterior vom avea rezultate spectaculoase. Puteți folosi cantități mici de fertilizant, preferabil un 20 sau o combinație care să aibă prima cifră, adică azotul, cât mai ridicat și următoarele două, fosforul și potasiu, puțin mai mici. De asemenea, adăugați fertilizant în toamnă în jurul lunii octombrie. Dacă plantăm pomul în aprilie, deja avem peste 3 luni de la plantare în octombrie, atunci putem adăuga un fertilizant cu fosfor. Acesta va ajuta rădăcina să crească și pomul nu o să mai își folosească energia pentru a dezvolta frunze, flori, pentru că planta deja se pregătește de hibernare. Aceasta nu o să mai aibă nevoie de azot, dar va avea nevoie de mult fosfor. Acesta va ajuta pomul să forțeze puțin rădăcina, să penetreze solul cât mai adânc, încurajează dezvoltarea acesteia încă puțin înainte de hibernare. După această fertilizare, nu mai trebuie adăugat nimic până în primăvară. Două fertilizări pe an sunt perfecte, deoarece sunt două momente în care avem creșteri mari. Una primăvara și una toamna. În afară de asta, nu avem o creștere foarte mare și asta este valabil la majoritatea pomilor fructiferi. Următorul lucru pe care trebuie să-l facem este tăierile masive. Piersicul produce foarte, foarte multe fructe, inclusiv pe ramurile tinere. Pentru a-l proteja trebuie să tăiem destul de multe ramuri care sunt în plus. Știu că sunt foarte mulți oameni destul de sceptici și nu doresc să taie foarte mult din pom, deoarece consideră că aceste tăieri uh, reduc potențialul de producție. Dar nu este așa. Motivul pentru care vrei să faci aceste tăieri este pentru că trebuie să tăiem vechile ramuri, nu trebuie să eliminăm aceste ramuri tinere, ci mai degrabă ramurile vechi. Tăierile corecte făcute în sezonul actual ne ajută foarte mult în viitor, în sezonul următor. Nu fiecare ramură nouă înseamnă o producție mai mare, din contră, poate chiar să dăuneze pomului nostru la un moment dat. Un alt lucru foarte important, asigurați-vă că irigați corect. Piersicii sunt foarte dispuși la uscare datorită lipsei de apă au nevoie de mai multă apă decât majoritatea pomilor fructiferi. Recomand asta pentru toți pomii proaspăt plantați. Pentru primele 3 săptămâni folosiți cam 3-4 litri de apă pe zi pentru fiecare pom. Deși poate părea mult, cu siguranță pomilor le va fi foarte benefic. În următoarele 2 săptămâni, după primele 3, puteți uda cu 3-4 litri de apă. Faceți asta o dată la 2 zile. După încă 2 săptămâni, puteți reduce cantitatea de apă la 3-4 litri pe săptămână. Totuși, atenție, în perioada cu temperaturi foarte ridicate, dacă avem temperaturi peste 35 de grade Celsius, vă recomand să reveniți la 3-4 litri pe zi pentru fiecare pom. Motivul este că piersicii sunt foarte, foarte sensibili și au nevoie de foarte multă apă, în special dacă temperaturile cresc foarte mult. Dacă nu irigați corect, o să vedeți cum partea de sus a pomului pur și simplu se va usca. La alți pom fructifer putem scăpa mai ușor din acest punct de vedere, dar la piersici nu este cazul. Așadar, atenție la irigat, folosiți cantitatea adecvată de apă în funcție de perioadă și condiții și preveniți aceste probleme foarte ușor. Un alt aspect de luat în considerare este pH-ul solului. Trebuie să vă asigurați că aveți un pH neutru. În grădina mea solul diferă de la o zonă la alta. Într-o zonă solul este clăios, puțin mai încolo în altă zonă este mai nisipos. Așa că depinde de zona fiecăruia ce tip de sol avem. În cele mai multe cazuri, însă, putem adăuga compost, deoarece compostul ridică pH-ul. Are un pH în jur de 7. Cam asta aveți nevoie pentru piersici, nu le place niciun sol foarte acid, nu le place niciun sol foarte alcalin. Pentru a-și atinge potențialul maxim, au nevoie de un sol bogat în nutrienți cu un pH în jur de 7. Este destul de ușor să avem grijă de ei. Asigurați-vă că faceți tăierile despre care am discutat mai devreme, tăiați acele ramuri vechi și lăsați să crească ramuri noi. Haideți să vă arăt mai bine ce înseamnă exact o tăiere corectă. Așa cum vedeți în acest clip, avem tulpina principală. La un moment dat, putem veni și tăia tulpina principală atunci când pomul ajunge la înălțimea pe care ne dorim. Astfel, oprim creșterea în înălțime și încurajăm dezvoltarea coroanei. Vă recomand să faceți asta cu toți piersicii. Asta este diferența între un piersic înainte și după tăiere. Dacă tăierile sunt corecte, veți avea o greutate echilibrată pe ramuri, astfel încât să nu întâmpinați probleme cu ruperea ramurilor atunci când fructele se vor dezvolta și încărcătura pe ramură va crește. Totodată va încuraja dezvoltarea laterală și vei putea recolta fructele mai ușor. Pomul va crește frumos și compact. Pentru o grădină, acasă, acest lucru este esențial. Acum, ce vreau să vă spun prin ramuri noi și ramuri vechi? Puteți vedea aici această ramură veche, ea a fost tăiată, după care s-a format o ramură nouă. La piersici, ramurile noi au o culoare mai roșiatică, foarte frumoasă. Pe aceste ramuri tinere puteți vedea numărul mare de muguri. Ea arată foarte bine. Când muguri încep să plece în vegetație, ce vă recomand să faceți cu aceste ramuri tinere, unele din ele să le tăiați cam pe la jumătatea lungimii, pentru ca ele să producă ramuri noi pentru sezoanele următoare. Nu trebuie să tăiați ramura de la bază, tăiați la jumătate și astfel veți obține alte noi ramuri laterale. Dacă vreți să fac un video doar despre tăieri, lăsați-mi jos un comentariu și o să fac un video mai detaliat despre acest lucru. Atenție să nu tăiați nici prea mult, dar în același timp să tăiați suficient, astfel încât să încurajați creșterea laterală pentru sezoanele următoare. Cam atât pentru acest video, să nu vă plictisesc prea tare. Dacă mai aveți alte întrebări sau nelămuriri, le aștept jos în secțiunea de comentarii sau pe Instagram la ivanescu.mario. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să-i dai un like, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să fii notificat când postez clipul următor. Pace! 550 on the five sticky come get high with me that's a deal right that's